Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la această ediție a emisiunii Zodiac. Despre luna noiembrie, informații noi și interesante, pentru că până în data de 20, soarele va tranzita zodia Scorpion, iar începând din 21 noiembrie, el va intra în zodia Săgetător. O altă stare de spirit, o altă energie, o altă evoluție și alte interese pe care le vom urmări în această perioadă. De aceea, cam până la jumătatea lunii noiembrie, lucrurile vor continua pe panta pe care ele au mers din octombrie, chiar de la jumătatea lunii octombrie, de fapt din 20 octombrie, cât timp soarele a parcurs zodia Scorpion. Deci, în continuare, lucrurile pe care vi le-am spus în emisiunile anterioare sunt valabile și în prima jumătate a lunii noiembrie, după care situația se va schimba radical. Și veți vedea această schimbare chiar din 8 noiembrie, ziua în care planeta Jupiter, marele benefic al astrologiei, va intra și el în zodia Săgetător și va sta în această zodie timp de un an de zile, astfel încât, în special, semnele de foc, Săgetătorul, Leul, Berbecul, dar și semnele de aer, Vărsătorul, Gemenii și Balanța, sunt foarte bine aspectat astral, privind elevația, ascensiunea, promovarea, călătoriile, studiile înalte, evoluția spirituală sau personală. Deci ele sunt foarte bine aspectate astral, dar nici celelalte semne, cele de pământ și de apă, nu vor avea de suferit, pentru că Jupiter se va afla acum și acest lucru se întâmplă odată la 12 ani, exact în casa lui, în semnul lui. Jupiter este guvernatorul zodiei Săgetător și el odată la 12 ani se află în acest în casă, cum se spune. Deci influența lui este la cote maxime. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Pe de o parte, este benefic pentru că în această perioadă va crește speranța, optimismul, credința, încrederea în forțele proprii, dar mai ales încrederea, credința în destinul nostru, în univers, în ajutorul providențial. Pentru că Jupiter în astrologie aduce mereu ajutor providențial în momentele dificile, bunuri neprevăzute atunci când nu mai avem nicio speranță să găsim vreo soluție la problemele noastre materiale, persoane importante care vin în calea noastră asemeni unor îngeri păzitori, acei protectori sau prieteni devotați de care avem nevoie pentru a ne rezolva problemele. Inclusiv acest Jupiter în Scorpion aduce protecție providențială în călătorii. Mulți veți scăpa în această perioadă din noiembrie 2018 până noiembrie 2019 din accidente sau situații foarte delicate, dificile, datorită protecției providențiale. Este un semn de protecție providențială. Și să vedem pentru fiecare zodie în parte unde va influența acest Jupiter și acest Soare. Închipuiți-vă că din 20 noiembrie și Soarele este în Săgetător și Jupiter din 8 noiembrie este în Săgetător. Deci cele mai importante aștri, cei mai importanți care aduc cea mai multă energie, vitalitate, spirit de întreprindere și noroc, șansă, protecții, iată că se află pentru o perioadă de cel puțin o lună până în 20 decembrie, când de fapt 21 decembrie, după care Soarele va intra în Capricorn, energiile lor se vor conjuga în a ne aduce, cum spuneam, speranță, încredere și optimism privind și generozitate, să știți, vom întâlni mai multă generozitate și mai multă spiritualitate decât până acum. Vom ieși de sub influența banului, a materialului, a răutății cotidiene și ne vom mai gândi și la suflet, spirit și vom dezvolta aceste calități altruiste pe care le avem toți noi, dar sunt latente de multe ori. Pentru Berbec, acest soare va influența casa spiritului,
raporturilor cu spiritualitatea, a evoluției spirituale, a elevației. Ea influențează studiile înalte, marile călătorii. S-ar putea ca până anul viitor, în noiembrie, să aveți șansa unei călătorii pe distanță lungă sau într-o zonă unde ați dorit de foarte mult timp să ajungeți. Și acum veți avea această posibilitate. Un sponsor, cineva care vă plătește sau datorită unor bunuri care vă vin în mod neașteptat, poate prin moștenire, poate prin donație, poate, eu știu, printr-o speculație pe care o faceți, un împrumut pe care vi-l acordă cineva, veți reuși această călătorie. De asemenea, este și o perioadă excelentă pentru studii înalte, de la facultate, licențe, masterate, doctorate. Deci e bine să vă înscrieți și chiar să faceți astfel de, inclusiv șansa de a obține o bursă în străinătate, o specializare în străinătate, dacă vă doriți. Pentru Taur, acest soare care va intra și Jupiter care va intra în Scorpion va favoriza mai mult asociatul și partenerul de viață. Deci este clar că lor li se vor întâmpla niște lucruri bune, în special din punct de vedere financiar, primesc niște bani, niște bunuri, moșteniri, cum spuneam, reglări de conturi, împrumuturi, credite, conturi și așa mai departe, sau o mărire de salariu sau o intrare importantă de bani în cadrul asociațiilor și de asta veți beneficia și dumneavoastră până la finalul anului 2018. Așa că cred că vă veți gândi ce veți face cu acești bani sau în ce veți dori să investiți. E o perioadă de reglare a conturilor foarte bună, de obținerea a acelor bani care și bunuri care vi se cuvin. Și atunci e bine să-i cereți sau să faceți o negociere foarte bună privind salariul în viitor sau beneficiile care vi se cuvin în cazul în care vreți să întrerupeți o asociere pentru a începe o afacere poate pe cont propriu. E foarte important. În această perioadă vă puteți gândi la o astfel de soluție în viitor. Pentru Gemeni, Soarele în Săgetător anunță o limpezire a situației matrimoniale, a unele decizii luate privind un proiect comun cu partenerul de viață sau partenera de viață sau un nou asociat foarte important. S-ar putea să vi se propună un proiect sau un loc de muncă în străinătate sau să lucrați în cadrul oficial. E o perioadă foarte bună privind planul social și politic și s-ar putea ca politicieni sau persoane publice cunoscute să aibă nevoie de serviciile dumneavoastră sau să intrați într-o asociere, într-un loc de muncă privind bani publici. Poate că veți obține șansa unui contract pe bani publici în cazul în care aveți o firmă proprie. Pentru RAC, perioada este foarte bună privind serviciu și sănătatea. Serviciul va fi mai ușor, starea de sănătate se îmbunătățește, raporturile cu subordonații sunt mai bune. Atenție doar la sănătate, pentru că este nevoie de evitare a exceselor și există o necesitate a purificării sângelui. Bolile vin din excese privind plăcerile vieții, mâncărurile care vă plac foarte mult, viciile sau obiceiurile pe care le aveți și care se pot accentua acum datorită lui Jupiter în Scorpion, adică să faceți un exces și de aici aceste plăceri vor avea consecințe în viitor asupra circulației sanguine și ficatului. Dar este o perioadă foarte bună pentru a găsi un serviciu sau o colaborare extraprofesională. Deci gândiți-vă și la această variantă pentru, sau poate găsirea unui serviciu nou, dacă chiar doriți. Important este ca între 17 noiembrie și 6 decembrie să nu semnați un contract de muncă, chiar dacă primiți propuneri sau găsiți un loc de muncă, să vă mai gândiți. Pentru că propuneri mai vin și la finalul anului și la începutul anului viitor. Pentru Leu,
O perioadă foarte bună privind raporturile cu copiii și plăcerile de viață. Cred că veți cheltui foarte mulți bani în această perioadă privind unele, eu știu, proiecte legate de copii, poate burse sau fonduri pentru studii, poate proiecte legate de vacanță. Aveți niște proiecte foarte, foarte importante și cheltuielile sunt destul de mari, dar veți avea și banii necesari. Cu Jupiter în casa a cincea, puteți chiar să jucați și la loterie sau să câștigați prin speculații. Acum o vânzare, cumpărare se pare că va aduce un oarecare beneficiu, dar sunt și vești foarte bune și surprinzătoare de la copii, mai ales de la cei care sunt plecați în afară sau dacă vor să plece cu activitatea lor școlară sau să facă niște schimbări privind activitatea școlară în această perioadă. Pentru Fecioară se anunță o perioadă foarte bună privind raporturile cu părinții și privind proprietățile dumneavoastră. Fecioara poate să cumpere sau să vândă o locuință, dar mai degrabă se vede o tendință de cumpărare a unei proprietăți. Este foarte posibil să se rezolve o problemă în raport cu părintele de sex opus. Asta le spun că această perioadă va fi mult mai ușoară sau cel puțin mai bună sau mai ușoară decât cea pe care a parcurs-o până acum Fecioara. Cred că sunt niște proiecte legate de final de an privind străinătatea, deci o plecare în străinătate, petrecerea finalului de an undeva în afara țării. E foarte importantă această călătorie pentru că s-ar putea cei singuri să găsească în timpul acestei călătorii să aibă o întâlnire interesantă, aproape providențială, cu o persoană care poate să fie foarte importantă privind căminul familia. Deci e clar că poate să fie o persoană serioasă cu proiecte de viitor foarte serioase, adică nu o simplă aventură. Poate că sunt fecioare care se vor gândi acum să plece de acasă privind studiile sau cariera, să facă ceva în a-și decide, își decid cariera și drumul existenței. Unii vor pleca din țară emigrând, unii vor pleca să studieze sau se vor gândi la astfel de proiecte care se vor realiza și răspunsurile le veți primi după 6 decembrie până la final de an, începutul anului 2019. Pentru Balanță, o perioadă interesantă privind studiile, deplasările, comunicarea, veștile, corespondența, relațiile publice. E bine să vă înscrieți la un curs, să știți că diploma sau specializarea pe care o veți face în această perioadă sau diploma pe care o obțineți ca urmare a încheierii unor cursuri specializări vă va fi extrem de utilă în 2019 și nu numai în 2019, dar cu precădere în 2019 și până la jumătatea lui 2020 privind avansarea în carieră. Deci aveți șanse mari să promovați în carieră datorită acestei pregătiri profesionale. Și la dumneavoastră se anunță multe deplasări, asta le favorizează relațiile, deplasările de afaceri, delegațiile, vă veți fi trimiși inclusiv în străinătate sau vi se propun niște proiecte și va trebui să le acceptați pentru că sunt importante privind evoluția profesională. Pentru Scorpion, o perioadă foarte bună financiară sau privind obținerea unor beneficii privind acțiunile lui anterioare. Deci, tot în această perioadă aveți șanse foarte mari să câștigați banii pe care îi meritați ca urmare a unor eforturi făcute poate chiar din primăvara acestui an. Deci încep să vină banii începând din noiembrie, din 8 noiembrie, dar veți vedea în decembrie cum vor veni și apoi în ianuarie. Dar chiar din 8 noiembrie lucrurile încep să apară, rezultatele apar așa mai evident.
Este o perioadă în care și toate acțiunile legate de relații, adică toate discuțiile care le-ați avut pe parcursul anului, toate argumentele, justificările, negocierile pe care le-ați avut cu partenerul de viață, cu asociații, cu rudele, ei, acum trebuie să dea rezultate. Aceste discuții trebuie să vină cu rezultate concrete. Veți fi mirați de șansa, norocul pe care îl veți avea în această perioadă, de aceea cred că e bine să inițiați, să înainte de a începe o acțiune nouă, să profitați de posibilitatea de a încheia anumite lucruri cu succes. Deci veți vedea, acele lucruri care nu mai merg, trebuie să renunțați la ele. Să știți că tot ce se întâmplă în această perioadă se datorează activității și energiei pe care ați depus-o pe parcursul întregului an. Să vedem pentru săgetător. Pentru săgetător, ce să mai spunem, când soarele va intra în 20 noiembrie în zodia noastră, iar în 8 noiembrie intră Jupiter, vă așteaptă un an în care aș putea spune că sunteți liderul zodiacului. Sunteți cel mai bine influențați astral. Trebuie să folosiți din plin acest an care urmează, deci din noiembrie 2018 până în noiembrie 2019, pentru a vă așeza pe o direcție care vă convine în viață. Deci acest Jupiter vă dă posibilitatea să acționați asupra destinului dumneavoastră în sensul pe care îl doriți. De asemenea, puteți să vă decideți cariera. Aveți șansă, aveți oportunități neașteptate, aveți ajutor nesperat, aveți protecții, inclusiv protecție providențială. Deci nu trebuie să pierdeți această ocazie. Trebuie să faceți schimbări majore, nu numai de aspect sau de garderobă. Este un moment în care evoluția dumneavoastră trebuie să fie și interioară. Jupiter în Săgetător accentuează importanța evoluției spirituale, grija față de sinele nostru. De aceea, indiferent de zodii, dar mai ales Săgetătorul, cu cât vom în această perioadă cu Jupiter în Săgetător, cu cât vom acorda mai mult timp reflecției, introspecției, rugăciunii, meditației, deci vieții spirituale, studiului legat de ezoterism sau de spiritualitate sau de paranormal sau de descoperirii acestor calități pe care unii le aveți și sunt latente. În această perioadă le puteți descoperi, puteți avea revelații. Mai ales săgetătorii, e un an important în care viața dumneavoastră se poate schimba. Chiar și răul care poate să apară, pierderea unei persoane apropiate, dragi, pierderea serviciului, toate aceste lucruri care până acum v-au ținut legați de anumite persoane sau de situații și se rup, de fapt sunt lucruri care vor genera ulterior o schimbare în bine. Pentru că săgetătorul are nevoie de să se elibereze puțin de trecut și ca să poată înainta. Și ceea ce urmează anul care vine, indiferent cum evoluează lucrurile și mai bine și mai rău, să știți, nu este un an de plonjare, este un an de zbor pentru dumneavoastră. Trebuie să fiți optimiști, încrezători, pozitivi și să vă feriți de toate persoanele care încearcă să vă scadă moralul sau să se hrănească din norocul, șansa și pozitivismul dumneavoastră. Să vedem Capricornul. Capricornul va avea o perioadă în care astrele vă vor ajuta să descoperiți și să contracarați acțiunile dușmanilor secreți, ascunși, dar și a bolilor ascunse. Acum aveți semnale din interior care spun dacă, mai merită să continuați cu felul noastră de a mânca, de a vă odihni, deci cu viața noastră cotidiană, cu obiceiurile, viciile, tabieturile noastre, sau trebuie să faceți niște schimbări. Se anunță acum o perioadă în care, cu Jupiter în Săgetător, astrele anunță
boli puțin dureroase legate de ficat și de circulația sanguină. Deci nu sunt crize dureroase, dar sunt niște semnale. Sunt subtile. Trebuie să le dați atenție și să încercați să vă schimbați sistemul alimentar, sistemul, ți-am spus, viața de zi cu zi privind relaxarea, odihna, somnul. Trebuie să reglați aceste lucruri. Trebuie să găsiți și veți găsi, sigur, în această perioadă un ritm, vă veți impune un anumit ritm care să fie mai fluent, mai continuu și mai sănătos pentru a avea randament pentru ceea ce urmează. Se pare că unii capricorn vor avansa în această perioadă în societăți secrete sau vor avea premoniții, vise premonitorii, o șansă de a primi o informație, mai ales dacă știți și practicați anumite tehnici de paranormal, de telepatie, de, eu știu, diverse, cunoașteți anumite lucruri. Acum ghidul dumneavoastră spiritual și comunicarea cu ghidul spiritual este intensă și puteți să primiți niște informații din univers care să vă dea șansa revelației și dumneavoastră vă veți schimba, cred că, viața sau veți avea o claritate așa asupra viitorului datorită acestor lucruri. Dar și avansarea într-o anumită funcție sau societate trebuie făcută tot în secret. Și astrele vă ajută să faceți acest lucru și să nu fiți descoperiți de rivalii, dușmanii noastre. Vărsătorul are o perioadă foarte importantă, chiar foarte importantă privind relațiile și planurile de viitor. Ăsta este momentul în care anumite proiecte mai ambițioase se pot gândi într-o perspectivă mai concretă privind colaboratorii, sponsorizarea, susținerea financiară sau relațională. Cred că în această perioadă, dar nu numai acum, aveți tot anul cât e Jupiter în Săgetător și până în toamna anului viitor să găsiți acești colaboratori sau această susținere, dar oricum Jupiter în Săgetător, începând de acum din 8 noiembrie, ajută la realizarea proiectelor, speranțelor dumneavoastră și facilitează relațiile de care aveți nevoie, ca și prieteniile de care aveți nevoie. Deci, categoric, veți găsi oamenii de care sunteți interesați, inclusiv pe plan sentimental. Se văd niște schimbări benefice, modificări avantajoase în relații și în sentimente. De aceea, cred că la anul, pe vremea aceasta, mulți vărsători îmi pot confirma această predicție, cum că au găsit acea relație sentimentală sau interesată de afaceri care le-au adus o modificare avantajoasă în viața de zi cu zi, pentru că apar și modificări avantajoase în viața conjugală, s-ar putea anumite persoane, vărsător, mai ales femeile, astrele le favorizează concepția și s-ar putea să devină mame în viitor. Există șansa aceasta, dar și persoane care vor găsi acei protectori, acei, eu știu, sponsori de care au nevoie sau fani de care au nevoie pentru a le crește reputația, renumele și de aici beneficiile. Și pentru pești și pentru săgetători, peștii și săgetătorii sunt jupiterienii zodiacului, adică Jupiter este planeta care guvernează aceste zodii. Jupiter este guvernatorul de zi, deci domiciliul lui de zi este în săgetător, iar domiciliul de noapte este semnul peștilor. Deci și peștii sunt jupiterienii de noapte. Cred că nopțile acestea, de pe parcursul acestui an, nopțile acestea vor aduce multe, multe, multe informații, gânduri, vise speciale
care vor da peștelui mai multă siguranță în propriul lui destin, în viitorul lui, și mult mai multă liniște sufletească. Mulți pești care au oscilat între și au fost nehotărâți, confuzi în luarea unor hotărâri privind direcția vieții, privind orientarea carierei, în această perioadă vor găsi, vor primi semnale din interior, vor ști, vor simți acea liniște sufletească care le va garanta că deciziile pe care le-au luat sau le vor lua în continuare pe parcursul următorului an sunt benefice pentru ei. Și este ce este cel mai important, este că peștii nu se vor mai lăsa influențați, manipulați de cei din jur. În sfârșit, aveți la dispoziție un an în care veți fi generoși atât cât vreți dumneavoastră și cu cine vreți dumneavoastră, nu mai e nevoie de sacrificiu, sau dacă ați făcut acte de generozitate, caritabile, altruiste, acum, pe parcursul următorului an, veți primi și recompensă. Iar recompensa vine de multe ori în mod neașteptat, neprevăzut. Pot fi moșteniri, pot fi donații, pot fi, eu știu, câștiguri la loterie. Să fiți foarte, foarte atenți la cum vă răsplătește universul în acest an care urmează. Și cred că cu Jupiter în Săgetător toți vom primi o recompensă. Așa cum v-am spus, fiecare în sectorul unde tranzitează semnul Săgetător această planetă. E, problema este că fiecare vom primi ceea ce merităm. Pentru că Jupiter în Săgetător favorizează sau accentuează moralitatea, modestia, caritatea, lucrurile pe care le-am făcut altruist, din suflet, fără să urmărim neapărat profituri bănești. Aceștia vor fi răsplătiți de astre. De aceea cred că, cel puțin din punct de vedere material, din acest moment, 8 noiembrie până anul viitor, mulți ne vom detașa de acest plan sau vom vedea că fuga aceasta după material nu este cea care ne aduce și mulțumire interioară. Cred că din acest moment mulți ne vom ieși de sub puterea banului și ne vom mai gândi și la spirit, la suflet, la partea de umanism și de caritate, de care trebuie să dăm dovadă dacă vrem să ni se împlinească niște dorințe. Și curios este că mulți vom avea șansa să primim această recompensă din partea Universului, ceea ce va face ca în viitor să fim mai buni, mult mai buni, mai altruiști și mai detașați, cum spuneam, de material. Acestea sunt predicțiile, dragi telespectatori, pentru perioada lunii noiembrie pe ansamblu. Vom detalia fiecare tranzit astral pe parcursul lunii, astfel încât să avem și informații suplimentare. Dar pe ansamblu, acestea sunt informațiile. Vă doresc în continuare vizionare plăcută, să ne revedem cu bine. La revedere! Să descoperi tainele frumuseții? Te așteptăm la salonul de înfrumusețare de pe Calea București numărul 39. Folosim produse profesionale de styling, manicură, pedicură și cosmetică. Te așteptăm la salonul de înfrumusețare de pe Calea București 39, de lângă Liceul Sanitar. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0728 820 800 sau 0744 910 930. Centrul de tratament
tratamente alternative naturiste din Brașov, bucuria unei vieți sănătoase, oferă tratamente naturale cu NugaBest pentru afecțiuni ale coloanei vertebrale, dureri de spate și articulații, reumatism, artroze, artrită, insomnii, detoxifiere, celulită. Atenție! Testarea este gratuită! Redobândirea și întărirea sănătății prin reflexoterapie și masaj. Edin Brașov, strada Alexandru Lahuță, numărul 8, telefon 0723 003371 sau pe secretulvieţilungi.ro.